Sunt unele surprize mari la alegerile locale 2020, pe care le-am aflat pe măsură ce au devenit disponibile rezultatele parțiale, după închiderea secțiilor de votare. Marian Oprișan a pierdut președinția Consiliului Județean Vrancea, după mai bine de 20 de ani. Nicolae Robu a pierdut alegeri locale pentru primăria Timișoare, iar în Deveselu alegerile locale au fost câștigate de candidatul care a murit de noul virus în data de 17 septembrie. Una dintre marile surprize ale acestui scrutin s-a înregistrat la Brașov, acolo unde Alen Coliban, candidatul USR Plus, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al municipiului, reușind să-l învingă pe actualul edil, George Scripcaru, care conducea orașul din 2004. Un alt fapt ieșit din comun este că edilul comunii, Giugud, Gheorghe Damian, a obținut la alegerile locale din 2020 cel de-al șaselea mandat consecutiv de primar, cu 88% din voturi. Exclus din PSD în 2017, primarul localității considerate cea mai bogată comună din țară a obținut acum mai multe voturi decât a câștigat urmă cu 4 ani, când a avut 85% din voturi. La președinția Consiliilor Județene, PSD are reprezentanți în 20 de județe, PNL în 17, iar UDMR în 4. Iar acum să vedem și mari câștigători în cele mai mari orașe din țară. Liderul PSD, Marian Oprișan, a pierdut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, pe care o deținea de mai bine de 20 de ani. Candidatul comun al PNR și USR Plus, Cătălin Dumitru Toma, este cel care a câștigat funcția în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Cătălin Dumitru Toma, născut în 1977, este senator PNL și președintele Organizației Județene a Liberalilor. Dacă pică Oprișan, este un semnal mai puternic decât înfrângerea Gabriel Firea. Gândiți-vă puțin ce înseamnă. Gabriela Firea este venită în PSD de 6 ani. Oprișan e fibră. Oprișan înseamnă PSD. Oprișan înseamnă unul dintre nemuritorii din PSD, a comentat duminică seară gazetarul Cristian Tudor Popescu. În schimb, socialdemocratul Cristi Valentin Misăilă a câștigat un nou mandat pentru primăria municipiului Focșani, după ce l-a devansat cu peste 1900 de voturi pe principalul contracandidat, actualul ministru al dezvoltării Ion Ștefan. Este pentru a doua oară când Ion Ștefan pierde în fața lui Cristi Valentin Misăilă la primăria Focșani, după ce în 2016 a fost votat de 10.067 alegători, respectiv 36% din voturi exprimate, iar Cristi Valentin Misăilă și-a adjudecat cu 1.168 de voturi în plus, respectiv 40,19% din electoratul focșănean. Târgu Mureș este unul dintre orașele mari ale României care, în urma alegerilor din 27 septembrie 2020, își schimbă primarul după ce timp de 20 de ani a fost condus de Dorin Florea. Noul edil ar urma să fie Sos Zoltan, un candidat independent care a fost sprijinit de UDMR. Dorin Florea a decis să nu mai candideze anul acesta la primăria Târgu Mureș și și-a încercat norocul ca președinte al Consiliului Județean Mureș, însă pare să nu fi avut succes pentru că victoria i-a atribuită candidatului UDMR. Sos Zoltan este specialist în arheologie, are 44 de ani și 6 copii. Președintele PNL Bistrița-Năsăud, Ion Turk, a câștigat funcție de primar al municipiului Bistrița în urma alegerilor locale de duminică, potrivit numărătorilor paralele realizate atât de liberal cât și de socialdemocrați, acesta candidat din partea alianței electorale PNL-USR+. Principalul contracandidat a fost socialdemocratul Cristian Niculae, candidatul alianței pentru Bistrița, în timp ce primarul PSD, care a ocupat această funcție în ultimii 12 ani, Ovidiu Crețu, nu a mai candidat. Ioan Turk a organizat o conferință de presă noaptea de duminică spre luni, chiar pe pietonalul din centrul istoric al municipiului Bistrița, în fața sediului PNL, o ocazie cu care le-a mulțumit cetățenilor care s-au prezentat la urne și le-a promis că va respecta toate promisiunile făcute în campanie electorală. Liderul județean al PNL a mai reliefat câștigarea primărilor în orașul Năsăud și comunele Petru Rareș, Șanț și Rebra, spre care a spus că pentru el reprezintă un motiv de bucurie uriașă, menționând că există și alte primării unde liberalii s-au impus, dar că așteaptă rezultatele finale pentru a le anunța. PSD a câștigat primăriile municipiilor Buzău și Râmnicu-Sărat, ale orașelor Pogoanele, Nehoiu și Pătârlagele, precum și peste 60 de primării din mediul rural, spun reprezentanții organizației județene. Am câștigat alegerile în județul Buzău. Domnul Constantin Toma a câștigat cu peste 74% primăria municipiului Buzău. Am câștigat și municipiul Râmnicu-Sărat, precum și cele trei orașe, Pogoanele, Nehoiu și Pătârlagele. De asemenea, am câștigat marea majoritate a comunelor din județ, aproape 67, conform numărătorii noastre paralele, a declarat pentru Ager Press secretarul executiv al organizației județene PSD Buzău, Romeo Lungu.
Președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vâlceanu, a declarat că actualul primar Marcel Românescu, candidatul liberalilor pentru un nou mandat în municipiul Târgu Jiu, ar fi obținut peste 50% din voturile alegătorilor. Din datele pe care le avem până acum, este aproape sigur că vom câștiga la Târgu Jiu la un mod categoric, undeva probabil peste 50%, și vom pierde la Motru. Nu am cifrele exacte, dar acestea sunt informațiile de la momentul acesta. Am câștigat câteva primării și am pierdut altele, ca de altfel și la celelalte partide se va întâmpla același lucru. Au fost alegeri ușor complicate, dar la Consiliul Județean așteptăm încă cifre și rămâne de văzut cum vor evolua. Avem un alt rezultat, avem câștigător, din păcate acesta nu sunt eu. Pe fondul ei prezenți extrem de scăzute, cu un vot extrem de fărâmițat, am venit doar pe locul 3 la primăria Arad. Regret, fără îndoială, o campanie frumoasă și un efort extrem al unei echipe de campanie extraordinare. Am învățat de mult că în politică cuvântul dezamăgire nu există. Cred că înainte de a găsi un primar pentru Arad, mai important este ca timp de 4 ani să pregătim Aradul pentru un primar social-democrat, a scris FIFOR pe Facebook. Actualul primar interimar al municipiului Arad, liberalul Călin Bibarț, ar fi câștigat alegerile, conform numărătorii paralele a voturilor efectuate de PNL, iar președintele Consiliului Județean, Justin Cionca, ar fi obținut un al doilea mandat. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale la Timișoara în fața candidatului USR Plus Dominic Fritz. Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea. Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Ministrul Mediului Costel Alexe, candidatul liberal la președinția Consiliului Județean Iași, a declarat duminică după închiderea urnelor de vot că PNL a câștigat la Iași. Și încă o chestie foarte ciudată, și anume că Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit pe 17 septembrie din cauza noului virus, a câștigat alegerile locale de duminică. A primit 1020 de voturi din cele 1600 exprimate în comună. Aliman, candidat din partea PSD pentru nou mandat de primar, pentru că a murit cu 2 săptămâni de alegeri locale, buletinele de vot nu au mai putut fi schimbate. Mulți oameni au votat cu primarul motivând că a făcut lucruri bune în comună, deși el era mort. În aceste condiții, alegerile vor fi reluate. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb pe voi cine a câștigat în orașul vostru, să lăsați răspunsul în comentarii. Nu uitați să intrați pe serverul nostru de Discord, ca să ne strângeți acolo din ce în ce mai mulți. Sper să facem 1000 de oameni, pentru că acum suntem în jur de 600. Ar fi extraordinar, pentru că organizăm o chestie foarte tare la 1000 de oameni pe Discord. Vă las link în descriere. Nu uitați să descărcați browserul Brave, pentru a folosi cel mai rapid browser de internet și pentru a susține acest canal cât de puțin. Și de asemenea un follow pe Instagram ar fi absolut extraordinar. Ne zicem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.